Cred că și în seara aceasta bucătarul cerului o să ne hrănească suficient. Haideți să ne ridicăm în picioare și o să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Faptele, la capitolul 3 și o să citim de la versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau pe cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să ne deschidem mintea, inimile și Dumnezeu să ne vorbească. De dimineață le-am spus la biserică, la noi, fraților, că la un moment dat, într-o regiune cu secetă, unde nu ploase de foarte mult timp și totul era pârjolit și uscat, preoții și pastorii s-au găsit ca să facă o rugăciune comună. Și după ce au ținut post într-o săptămână, fiecare pe rând au spus, duminică ne întâlnim cu toții, dar nu în biserici, ne întâlnim undeva în aer liber, la marginea localității, pe un câmp. Sute, mii de oameni, câți aveau toate bisericii din localitatea respectivă, veniți la rugăciune, pentru că vrem ca Dumnezeu să se îndure de noi și să dea ploaie. Și au stat o oră, au stat la rugăciune, nu mai mult, și s-a auzit primul tunet. După care a început ploaia și toată lumea a fost uimită. Dar cea mai mare uimire a fost că între toți de acolo un copil avea umbrelă. A fost singurul copil care a venit cu umbrelă. Și eu cred din toată inima că Dumnezeu a dat ploaia pentru credința acelui copil. Pentru că vreau să vă spun că de multe ori, nu numai că ne rugăm, dar de multe ori venim la biserică și noi nu avem așteptări din partea lui Dumnezeu. Când veniți la biserică, să veniți cu așteptări din partea lui Dumnezeu. Eu m-am uitat acum de Crăciun, dar și de Crăciun. M-am uitat acum de Paști. M-am uitat după aceea în Duminica Tomei. M-am uitat de sărbătoarea asta care a fost acum Constantin și Elena. Oamenii alergă bunul la biserică, dar oamenii nu au așteptări. Ei merg la biserică doar poate să asculte ceva, să se schimbe ceva. Unii merg să pună niște lumânări, alții mai merg să pună o cântare. Dar noi venim la biserică și așteptăm din partea lui Dumnezeu provocările pe care noi îi le spunem lui Dumnezeu, așteptăm ca El să intervină. Noi venim aici, e adevărat, noi cântăm, plângem, dar vrem ca să așteptăm ceva măreț, nu numai mărunțișuri, pentru că Dumnezeul nostru nu e chelner să fie mulțumit cu mărunțișuri. Dumnezeul nostru are robinetul întregului cer și poate să ne ofere tot ceea ce este mai de preț. Ei bine, omul acesta, o loc, dacă ne uităm în Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu că el venea de mai mult timp la templu ca să ceară milă. Și știți de unde? De acolo, de la templu. Pentru că el poate că venea de vreo 40 de ani la templu și stătea la poarta frumoasă și singura așteptare a lui era ceva nesemnificativ. Era un sandwich cu parize. Singura așteptare a lui era ca cineva să-i mai dea niște mărunțiși sau cineva să... Nu erau bannote în vremea aia, dacă să înțelegeți acum. Sau cineva să-i arunce pălărie hârtie de 100 de euro. El, deși venea acolo, așteptarea lui, probabil la un moment dat, devenise din ce în ce mai mică. Și alții îl duceau, alții îl aduceau, zi de zi, zi de zi. Și nimic. Nu era absolut nicio schimbare. Erau doar, aș putea să spunem, doar paralizie. Și paralizia aceasta îl ținea tot timpul acolo legat. Și știți unde era paralizia? Paralizia era exact la poarta frumoasă din templu. Da? La poarta aceea unde era, aș putea să spun așa, știți că mai era o poartă și acolo era un abetez, dar și acolo era un lazaret unde erau toți oamenii bolnavi și erau aruncați în apă. Și chiar acolo la templu, pentru că vreau să învățăm în seara asta și un lucru deosebit pe care ne spune Dumnezeu. Să știți că boli și necazuri sunt și în biserică. Să știți că probleme, că eșecuri sunt și printre ai noștri și la poarta lui Dumnezeu. Pentru că bolile și necazurile nu sunt numai în cârciu, nu sunt numai în pușcării, nu sunt numai... Bolile și necazurile
apare și printre noi. Dumnezeu când ne-a mântuit, nu ne-a spus că vom avea o viață jnuri, nu vom avea niciodată necazuri, nu vom avea niciodată încercări. Dumnezeu ne-a spus însă că va fi cu noi în toate împrejurările acestea. Și chiar acolo la poarta frumoasă, pentru că și în spatele porților frumoase există durere. Doctorul Luca, cel care a scris această carte, Faptele Apostolilor, vine și ne relatează acest eveniment special. Și de aici, biserica, până la punctul respectiv, biserica încă mai era împreună cu templul, după care se desprinde de templu. Petru și Ioan spune că se duc la templu și se duc undeva la ora 9 după amiaza. Asta înseamnă ora 3. Pentru că evreii credeau, atenție ce vă spun, că cele mai puternice rugăciuni se fac în templu. Evreii nu credeau că dacă te rogi într-o pădure, că dacă te rogi într-un restaurant, să spun, că dacă te rogi într-o mașină, că dacă te rogi într-o parcare unde este o fată de aia care știe dumneavoastră ce faci, că dacă ești profesor la liceu și te rogi pentru copii în bănci, evreii nu credeau că Dumnezeu răspunde acolo la rugăciune și evreii credeau că Dumnezeu răspunde numai în templu. Și evreii mergeau la templu și se rugau de mai multe ori pe zi și spuneau cea mai eficientă rugăciune, cea mai arzătoare rugăciune, cea mai puternică rugăciune este rugăciunea de la ora 15, de la 3 după amiază. Acum gândiți-vă că ei de dimineața până la 3 lucrau și după aceea se duceau la rugăciune. Și gândiți-vă cu câtă pasiune se duceau la rugăciune și spuneau Dumnezeu la ora asta ne ascultă cea mai importantă rugăciune. Și nouă ne este greu joia seara să venim la biserică după muncă. E drept ce vă spun eu sau nu? Sau poate numai la noi se întâmplă durul. Da? Sau poate că aici nu se întâmplă. Și nouă ne este greu, că noi, vedeți dumneavoastră, una dintre marele probleme cu care ne confruntăm este lenea cu care ne ducem la rugăciune. Nu știu, parcă atunci când ne rugăm, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, atunci când ne rugăm, vă ne vin znoc în minte tot felul de gânduri, tot felul de idei. Pentru că diavolul ăsta vrea ca să nu ne rugăm. Când ne rugăm uneori, stăm în genunchi seara și moțim și poate că a dormit la marginea patului. Dar să știi că asta vrea Dumnezeu, nu că trupul nostru este putin, asta vrea Dumnezeu, asta vrea diavolul, că trupul nostru este putin, este neputincios. Ei bine, evreii se duceau și undeva la poarta frumoasă, nu știm sigur care era poarta frumoasă, pentru că nu ne spune Biblia, dar erau două porți. Și una era poarta frumoasă și una poarta Nicomor. Între, știți că era o curte a evreilor, unde intrau bărbații, și o curte unde intrau femeile. Și între cele două porți erau mai multe trepte. Și femeile nu aveau voie ca să urce. Deci, să zicem, acolo era curtea femeilor jos și aici era curtea bărbaților sus. Întotdeauna bărbații au fost mai sus în lumea evreică. La biserică, să nu vă audă așa ceva, așa ceva nu mai există. Și atunci, acolo era o poartă între cele două curse, se numea Poarta Nicomor. Și probabil că la poarta aceea, evreul ăla, dacă era un loc, nu știu cine îl ducea, poate că nu putea să urce toate treptele alea. Nu știm, dar nu asta ne interesează. Noi am vrut și vrea Domnul să ne spună în seara aceasta că era un om chiar la poarta aceea frumoasă, chiar în templu, chiar acolo unde erau vindecări și el încă era un loc. Omul acesta n-a auzise de Rusalii ca ceilalți. Omul acesta nu fusese acolo în camera de sus când a coborât Duhul Sfânt peste ei. Pentru că la Rusalii Dumnezeu a făcut o minune spirituală. Și aici a fost momentul că după ce s-a vindecat omul acesta a luat ființă biserica, nu ca la o ființă, s-a despărțit biserica de templu. Până să fie această minune, biserica se mai ducea încă în templu. După ce a fost această minune, biserica a înțeles că Dumnezeu este pretutindeni și că ei se pot întâlni oriunde. Pentru că ei, chiar dacă se pocăiseră, chiar dacă credeau în Domnul Iisus, chiar dacă era înviere, chiar dacă coborâtul Duhul Sfânt peste ei, ei încă credeau că datoria lor este să se întâlnească în templu, că Dumnezeu e prezent numai acolo. Dar Dumnezeu a îngăduit această minune să le arate că El este peste tot și că biserica se poate întâlni peste tot. Și Dumnezeu a îngăduit minunea aceasta ca eu și dumneata în seara aceasta să ne întâlnim aici în satul ăsta frumos, Dițești. Și nu e frumos să zicem. E frumos pentru că aici e o biserică care îl laudă pe Dumnezeu și se uită Dumnezeu de acolo, de sus, de ceruri, cu îndurare peste noi. Slăvit să fie numele Lui. Iubiților, omul acesta, da, a venit aici, paralizatul, și stătea la poarta aceasta Nicomor și el, nu, numai că nu știa nimic de ceea ce se întâmplaseră, să zicem, în vremea aceea, în Israel, și mai ales că coborâsele Duhul Sfânt când s-au pocăit 3.000 de oameni. De fapt, pe el nici nu-l interesa. El venisele la templu, nu se închină lui Dumnezeu. E adevărat că vin o grămadă, nu știu, vin doar aici duminica dimineața la poarta bisericii, oameni săraci sau oameni băieți după sat.
Dar ați văzut că oamenii săraci se duc la porțile bisericilor și la porțile cimitirilor, nu să se roage, nu să se chine. Știți de ce? Să mai primească o farfurie cu mâncare. Să mai primească, așa cum v-am zis, că ăsta s-a așteptat, mă, astăzi vreau să mănânc și eu, poate cineva îmi dă o șaormă. Poate cineva se îndură de mine și îmi dă măcar o Eugenie. Poate cineva mai umblă prin portofel pe acolo și mi oferă ceva. Și el venea la templu, nu cu gândul să se închine, și cu gândul să primească ceva. Și aștepta ceva de mâncare și spera. Deci, el nici nu spera ca să se vindece, el spera ca mâine să primească mai mult decât astăzi. Și așa neputincios, da? Omul acesta care nu avea picioare, n-a călcat în viața lui pe iarbă, n-a călcat în viața lui pe sticlă, n-a călcat niciodată, să zicem, pe cimentul care frigea, nu. Niciodată n-a călcat pe lestezi de piatră care să fie rece. Niciodată omul acesta. Și aici este tiparul omului modern, care este ologit de diavolul, chiar la ușa bisericii. El așteaptă pâine, el așteaptă pufuleți, el așteaptă o haină, da? Dar el nu se teme de ceea ce este înăuntru, nu se teme de Dumnezeu, el nu așteaptă puterea care îl vindecă și vrea în seara aceasta de câte ori venim aici să așteptați ca Dumnezeu să facă lucruri mari în viața lui. Noi când venim la biserică și spunem, ne rugăm, este o femeie geta de la Tropeni, e de la mine din sat din Drăgănesc. Și este la Ati, am impresia, nu știu sigur dacă e la Ati, dar știu că e la aparat. Și băiatul ei, și soțul ei, și nu vine tot, și sorul, și așa astăzi, toată lumea a început o zarvă foarte puternică. O, rugați-vă, rugați-vă ca geta ca să scape de acolo, rugați-vă ca să scape de acolo. Și am spus, da, ne rugăm, dar n-ai vrea să te nimic, zice, să mergi până la ușa spitalului, la poarta spitalului, ca să te rogi. Spui, aceeași intensitate este rugăciunea și din de acolo, și de aici, de la dumneavoastră, și dacă nu duce la spital. Dar vedeți, ne pune Dumnezeu partea aceasta în mișcare. Dar până ca să ajungă acolo, noi nu ne așteptam ca Dumnezeu să facă nu știu ce lucrări. Pentru că noi ne mulțumim cu mărunțișul. Și dimineața, în seara aceasta, iertați-mă, nu știu de ce sunt setat pe dimineață, vreau să spun așa, noi vrem să ne așteptăm când venim la biserică, Dumnezeu să ne vindece bolnavii. Amin? Dumnezeu să ne vindece copiii, soțiile, Dumnezeu să îi ajute pe bajocoritorii noștri să se pocăiască sau să ne dea nouă putere să rezistăm, să Dumnezeu să coboare Duhul lui cel Sfânt peste noi. Și vă mai spun ceva, că le-am spus azi la biserică. Le-am spus, noi ne rugăm pentru cetate. Și de câte ori venim aici, primibile, te roagă pentru cutare, roagă pentru cutare și ne rugăm. Deci zic, un lucru nu-l face biserica și n-am auzit pe nimeni niciodată din sală când dă un bilet și spune, frate Nicu, mama are cancer, nu are 3 săptămâni de trăit, roagă-te pentru ea să vindeci. Dar n-am primit niciun bilet care să spună, ajut, roagă-te pentru mine, ca Domnul să-mi dea putere, să accept voia lui Dumnezeu să vindeci. Ați auzit vreodată? Noi când venim în biserică, noi vrem ca Dumnezeu să intervină. E așa? Cosmin, vrem ca Dumnezeu să intervină cu putere, dar știți ce-mi doresc? Ca Domnul să mă ajute și inima mea să poate să reziste la planul pe care El îl vrea. Că de multe ori oamenii își pierd credința când nu se întâmplă ceea ce ei vor. Și acum, vedeți, la poarta aceasta frumoasă, s-a întâmplat niște lucruri extraordinare. S-a întâmplat acolo o minune, că noi o știm cu toți. Și Evanghelia, da? Evanghelia ne arată lucrul acesta. Și aș vrea în seara aceasta să vedem de la Dumnezeul acesta măreț, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne arate, care este locul unde se întâmplă minunile acestea. Și primul lucru pe care îl învățăm, și am mai spus deja, Dumnezeu face minuni pretutindeni. Amin? Păi ce ar fi să facă minuni numai la fratele Filote la Florești? Ce ar fi să facă minuni numai la Vladimir la Băiuș? Ce ar fi ca Dumnezeu să facă minuni numai în Brazilia sau în Africa și să nu facă și minuni în Ditești sau în România sau la noi? Ar fi corect? Ce ar fi ca Dumnezeu să facă minuni numai la aia care vin în biserică și tot timpul vor mai în sac și cenușă, nu s-a uitat în viața lor la televizor, n-a spus niciodată un cuvânt greșit, n-a făcut niciodată nimic și eu care sunt, să zicem, cum vorba lui Tudor Arghezi, în energicia mea de pâine turbat și care mai fac tâmpenii din când în când, să am probleme și Dumnezeu să nu mi-a spus de rugăciune. Sau ce ar fi ca două oameni să vindece numai în biserică și când ajung la spitale să nu mai există vindecare? Vedeți ce Dumnezeu minunat a vrut? Evreii credeau numai în templu neascultă Dumnezeu rugăciunea. Biserica ortodoxă, din nefericire astăzi, încă mai crede că oamenii trebuie să vină la ea, că rugăciunile sunt ascultate numai în biserică. Nu știu, ei au mers de pe filozofia asta sărace, filozofie greșită evrească, Domnul să le deschide inima. Dumnezeu vindecă pretutindeni. Și mulțumim pentru asta și pentru asta noi, pentru asta avem curaj să mergem, să ne rugăm pentru oameni oriunde sunt, în toate problemele. Și
Asta face Domnul, pentru că este un Dumnezeu minunat. Atât evreul bolnav, cât și Petru, care era sănătos, ambii mergeau în templu, pentru că am spus că ei credeau că acolo intervine Dumnezeu, și aceeași greșeală o facem de multe ori și noi, dar Dumnezeu este adevărat, este prezent la biserică, că de-aia venim aici să ne întâlnim cu ea, cu El, dar Dumnezeu este prezent și dincolo de ușa bisericii. Adică, vedeți, dumneavoastră, este un Dumnezeu care, dacă ar sta numai în Catedrala Mântuirii Neamului, care dacă ar sta numai, nu știu, prin bisericile din Moldova, sau pe la aia care se leagă numai la baticul și barba aici și care n-au cravată, da? Și care și n-ar fi Dumnezeu și prezent acolo unde sunt oameni cu cravată, ar fi un Dumnezeu întreg. Ce ziceți dumneavoastră? Dumnezeu e prezent și într-o biserică unde se cântă la tobe? Nu vreau mai mult ca să vă provoc, nu vreau să spun asta. Dar noi n-am făcut pe Dumnezeu niște tipare. A, Dumnezeu nu e acolo. Păi de ce nu e acolo? Eu când am văzut odată niște africani că se rugau, de-aia când se rugau, făceau numai așa, Doamne, deci eu care eram român în mentalitatea mea pe la rugăciune, i-am desconsiderat pe oamenii aia. Dar când am văzut Duhul Sfânt peste ei, știți cum? Să mă duc la Chicago și să mă arunc în lacul Michigan de 3 ori și să mă ies de 2 ori. Pentru că Dumnezeu lucrează pretutindeni și Dumnezeu lucrează cum vrea El. Și așa lucra Domnul. Evreii spuneau, Doamne, numai aici este binecuvântarea, numai la templu, aici aduce jertfele tot. Și când a murit Hristos pe cruce și întins, a strigat dintr-o dată, Cala! Adică s-a sfârșit, dar mai înseamnă și ea, și vinul mireasă. S-a rupt perdeaua de la templu și a văzut, de fapt, că Dumnezeu nu era. Vedeți, avem multe lucruri de învățat noi de la Dumnezeul acesta minunat, dar să nu uitați că Dumnezeu este prezent pretutindeni și dacă este prezent peste tot, asta trebuie ca să propovăduim și noi mai departe și să avem încrederea asta. Mă le spuneam de dimineață la biserică, știți dumneavoastră că Petru la un moment dat, când era la Iope, au urcat până la acoperiș și dintr-o dată l-au văzut, nu știu, și spune unul, ia dă-te un pic până la Corneliu. Eu la Corneliu? Păi Corneliu era un mamă! Păi Corneliu nu-i pocărită! Păi Corneliu nu-i de-a noastră, mă! Păi cum să mă uită la Corneliu de acolo? E spurcat! Păi cum să intre de vreo în casa lui? Știi, spune Dumnezeu, Petru, ce-am spus eu că este sfânt, este sfânt. Nu spui tu că este necurat. A fost, te duci în casa la Corneliu. Și Petru s-a dus în casa la Corneliu și când a ajuns în casa la Corneliu, ăsta era cu mâinile văzuse în rugăciune și a spus, bine că ai venit, Petru. Să știi că același Dumnezeu care îi slujești, tu îi slujești și eu. Tu ești evreu și eu sunt evreu, chiar dacă sunt roman. Tu ești creștin și eu sunt creștin. Și drept dovadă știi ce a făcut Dumnezeu. A coborât Duhul Sfânt, că așa face Dumnezeu și aș vrea ca niciodată în viață să nu ne credem că noi suntem mai buni, că într-un loc e Dumnezeu mai prezent decât într-altul. Că nu, Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar. Și Petru a venit în dimineața aceea și Dumnezeu a vrut să-l învețe o lecție. A spus, Petru, eu știu că tu vii la templu, că știi că aici Dumnezeu are putere. Dar vreau să-ți arăt ceva, că-l vindec și dincolo de partea aceea a templului. Și de-aia l-a vindecat. Și vine Petru și când a tins mâna, a spus, ridică-te, scoală-te. Și asta a fost mâna lui Hristos, da? Pentru că mâna lui Hristos este foc, este putere, mâna lui Hristos este fier. Când Dumnezeu este prezent, trece prin ușile încuiate, trece dincolo de temple, trece dincolo de pietre de mormânt. Când Dumnezeu este prezent, care cancerul la pământ, scoate Lazării din morminte. Am spus, când Dumnezeu este prezent, cimitirile rămân goale. Și Dumnezeu ne-a dat aceleași prerogative și nouă. Nu ne-a spus Dumnezeu, veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. A spus sau n-a spus? Și noi nu mai credem, fraților, astăzi. Domnul să ne dea credință. Amin. Domnul să ne ajute să ne rugăm și să și credem ceea ce facem. Dumnezeu își întinde mâna nu numai peste Lazar, să spunem, nu numai peste săracul acesta cerșetor și paralizat. Dumnezeu își întinde mâna peste toți. Peste toți oamenii și oriunde ai fi. Și Dumnezeu e prezent și la școală, și în mașină, și în bucătărie. Le spuneam tot așa de dimineață la biserică. Măi, rugăciunea, când Domnul ne-a dat rugăciunea de buzunar, rugăciunea de buzunar este asta, Tatăl nostru. Dar zis, este simplu, o te rogi, noi nu ne rugăm din gând sau nu știu ce chestii învățate, ne rugăm ce simțim. Dar spus, mă, tu poți să te rogi și când ești la cratiță în bucătărie, și când nu vrăzi la betonieră, poți să te rogi și când bași tablă pe casă, poți să te rogi și când mergi cu mașina, poți să te rogi unde, putem sau nu putem. Amin. Pentru că Dumnezeu este prezent tot. Și mai ales că avem un Dumnezeu viu. Spune Sfântul Augustin, la un moment dat se întâlnește cu unul, avea niște buzunare umflate, așa, și a crezut că a furat ceva. Și a zis, ce-i mai acolo în buzunare?
și scoate de acolo un idol și zice, ăsta este Dumnezeul meu. Deci uite ce Dumnezeu. Măi Augustin, dar zice, tu ai Dumnezeu, iartă-mi și mie Dumnezeul tău. Și a spus, zice, Augustin, zice, eu nu pot ca să-ți arăt Dumnezeul meu, nu pentru că El nu există, dar pentru că tu nu ai voi ca să-L vezi. Nu pentru că Dumnezeul nostru nu există, nu-L văd oamenii în România, pentru că nu au ochi pentru Dumnezeu să-L vadă. Și noi am vrea să avem ochi. Știți cu Elis, îmi scap acum cu robul ăla, când a fost cu Elisei și cu Gehazi. Și îi spune, Doamne, dă-i ochi să vadă că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Și Domnul să-i dea ochi să vadă și Domnului Iohannis și Domnului Câțu și să le dea ochi să vadă la toți. Și mai ales nouă pocăiților să ne ajute Domnul să-L vedem, că e prezent peste tot și este gata să ne ajute. Spune, unde sunt doi sau trei, sunt prezent și eu. Păi dacă se duce, când am fost acum, cred că acum după Paște, am fost la o biserică. În ziua de Paște, când am fost la Târgurii și ne-am trecut la noastră pe aici. Păi ce era aici la marginea Dințeștiului, toată lumea la grătare. Și eu când am trecut, nu am cunoscut pe nimeni. Le-am dat niște claxoane, toată lumea salutat. Da? Dumnezeu e prezent și acolo și Dumnezeu este prezent peste tot. Numai noi să avem ochi să-L vedem. Al doilea lucru, ca să nu vă plictisesc. Al doilea lucru este că Dumnezeu, am spus că face minuni pretutindeni, da? Dumnezeu face minuni acolo unde există speranță. Pentru că dacă nu există speranță, nici Dumnezeu nu intervine. Petru și Ioan au spus așa, au zis cu speranță, au zis, uite-te, țintă la noi. Noi n-avem argint, noi n-avem aur, dar ceea ce avem, îți dăm în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te. Nu au spus nicio rugăciune, nu au făcut nicio incantație, au spus în numele Lui Iisus, noi poruncim acum. Asta avem. Pentru că în numele Lui Iisus există speranță. Mergeți oamenilor și spuneți, există speranță, chiar dacă nu există la ora actuală speranță. Oamenii nebuniți cu vaccinul, cu coronavirusul, cu nu știu ce. Le spun, oameni buni, există speranță și speranța este Iisus Hristos. Și El a venit din ceruri ca eu și dumneata să am speranță. Le-am spus copilor că a terminat clasa 12 zilele astea și am zis, este ultima de când mai stau în fața voastră și vă predic în calitate de profesor, dacă vreți să mă auziți, la biserică. Și le-am spus câteva lucruri și le-am zis, trebuie să știți că în numele Lui Iisus Hristos, oriunde veți merge, o să fiți biruitori. Pentru că Dumnezeu este peste tot cu mine, nu vă mai întâlniți, dar Dumnezeu este alături de voi. Și când aveți probleme, nu uitați că Dumnezeu este speranță și este speranța lumii. Și ologul aștepta de la oameni aceștia, dar nu aștepta speranța aceasta vindecării, așa cum el poate că aștepta o chiflă, aștepta așa puțin. El nu știa din Biblie că Dumnezeu poate să facă totul. Nu, și poate că nici nu-l interesa. El nu aștepta decât mâncare. Dar Dumnezeu i-a spus, nu, de mâncare ai tu nevoie, tu vei fi vindecat și de mâine tu vei munci ca să mănânci. Pentru că, vedeți, oriunde investim ceva, oriunde predicăm sau cântăm sau facem o slujire, întotdeauna Dumnezeu, este încă un principiu, va oferi mai mult decât am investit noi. Va oferi, s-a aștepta ăsta la puțin, dar Dumnezeu i-a oferit mai mult. Și noi ne așteptăm la ceva și Dumnezeu ne-a dat mai mult. De aceea trebuie să venim la biserică cu speranță. Pentru că sunt destui oameni care nu așteaptă nimic. Sunt destui oameni care văd la biserică, mă doare fraților asta, când este 12 fix, toată lumea sărit în mașină. Încă unii au tupeul să mă certe. Nicule, ai trecut de ora 12. Nicule, ai grijă că ai făcut prea lungă introducerea la predică. Mă, dar nu trebuie, tu nu poți, nu știu ce, sunt încă și eu. Doamne, nici nu mai vreau să spun aici. Dar sunt astfel de persoane cu care ne întâlnim în slujirea asta. Și Dumnezeu ne oferă asta. Și haideți să vă spun ceva. Îmi spune cineva, de ce mă predicatorii americani nu poate să predice 30 de minute și voi românii nu predicați de câte o oră? Și am spus, hai că vreau să spun două lucruri. În primul rând, în America, predicatorii ăia de acolo, toți oamenii sunt foarte citiți, foarte școliți, din institute, prin nu știu ce. Predică 30 de minute pentru că au echipe de închinare care le au o oră, poți să-i lași pe aia de ridică biserica în aia. Și am spus, eu Nicu Geantă și vă spun și noastră, nu pot să rog predicile americanilor. Când îi aud, mă plictisesc, mă zic sincer. Chiar dacă predică 15 minute. Dar adică hai să spun ceva. La noi în România, nu toată lumea din România a fost școlită, nu toată lumea a fost învățată. Și sunt oameni care n-au citit și încă mai sunt oameni. Și atunci ăștia care vin și care predică, oamenii absorb și
sunt foarte atenți. Și poate că, nu știu, poate că e chestia asta și că să lungește. Dar vedeți, oamenii au nu știu ce pretenții. Să nu predice atât, să nu faci nu știu ce. Păi, acum, noi vrem să ascultăm, să zicem și de ei, nu să fim chiar așa, dar noi vrem ca să ne lăsăm tot timpul călăuziți de Dumnezeu. Și vrem să avem așteptări pe care Dumnezeu le oferă, adică nu să mă aștept la biserică ca Dumnezeu să-mi vindece numai o măsea sau durerea de spate, eu vreau ca Dumnezeu să facă lucrări mari. În Maleahii a spus, puneți-mă la încercare. Și apropo, l-am pus noi pe Dumnezeu vreodată la încercare? În urmă cu câțiva ani la fratele Pichi, o femeie a devenit îndrăgită. Când femeia asta era chiar gard în gard cu biserica, cum e nici cineva un îndrăgit din dumneavoastră, da? Și când femeia asta se apropia bărbatul de el, când îi punea mâna în piept și îi făcea vânt, îl arunca 3 metri până în șifonier. Când s-a dus la spital, n-a avut doctorii să o țină. Și, în fine, am făcut mai multe chestii. Și m-a sunat, a zis, uite, aici avem o problemă, e o chestie de exorcizare. Eu am vorbit cu fratele Mitică Huțanu, a zis, ne rugăm, în fine, ne ducem acolo. Și nu vreau să spun, până la urmă, evident că a fost vindecată, dar Pichi a spus bisericii așa, ne rugăm ca Domnul să o vindece, să scoate dracul din ea. Dacă biserica noastră nu va fi în stare, prin rugăciune, ca Domnul să o elibereze pe femeia asta, închidem biserica și dăm faliment. Ai văzut ce înseamnă curaj? Adică e cineva, să zicem, la Ati și dumneavoastră știți că 90 și ceva la sută dintre cei care săraci ajung pe acolo, nu mai scapă. Și noi avem curaj să venim să spunem, Doamne, noi stăm în biserică, ne rugăm, dacă nu vindești pe putare, noi închidem biserica. Avem curaj? N-avem curaj. Domnul să ne mărească credința, fraților. Domnul să ne mărească credința. Și eu nu spun ca să vă cer, că și eu sunt mai slab ca dumneavoastră. Dacă aș ști câte găuri am eu, sunt ca o sită, să zicem, cu câte chestii îmi lipsesc. Dar Dumnezeu vreau ca să ne întărească împreună. Pentru că noi dacă nu așteptăm nimic de la Dumnezeu, așa plecăm acasă. Noi dacă nu așteptăm lucruri mari de la Dumnezeu, evident că ne mulțumim cu lucrurile acestea care sunt mici. Și e adevărat. Știți de ce domină răul în România? De ce credeți dumneavoastră că domină răul în România? Din cauza cui? Că satana e puternic. Pe gruia un rom, un țigan la biserică. Pune, îți zice mereu, frate, dar mare mai e satanul ăsta, mă. Mare putere are satana. Păi are mare putere satana. Dumnezeu are putere mult mai mare. Știți de ce domină răul în România? Pentru că bisericile care ar putea să lupte împotriva lui, luptă prea puțin. Sau n-am credință că poate să biruie. Și noi strigăm, Doamne, te rugăm să faci ceva, da? Dar noi nu credem că Dumnezeu și facem. Noi facem ca oamenii aia, s-a stâns toți pe pajiște să plouă, Dumnezeu i-a ascultat, dar ei n-au venit cu umbrele. Păi dacă mă rog pentru ploaie, trebuie să vin cu umbrele. Acum, eu eram, când a murit taică-miu în 2011, trebuia să vină la mormântare mai mult frate, trebuia să vină fratele Uiu să predice, pentru că ar fi culmea la mormântare la părinții mei sau la soacră mea. Totuși am vorbit câteva minute și eu, am zis, băi, trebuie să predice alții, nu predic numai eu. Și am plecat de acasă să iau niște cormane și când am trecut dealul ăla de la Colomita de la mine să ajung în Câmpina, când a dat un insoare cu niște fulgi, n-am văzut în viața mea. Și m-am rugat și am început să plâng și eram acolo, am spus, Doamne, dacă dă zăpada asta, în 20 de minute se face cine știe când zăpada, nu mai vor fi nicio mașină, ai compromis mormântarea, nu mai poate să vină fratele lui, nu mai poate să vină frații din Câmpina, o să fie puțin. Și mormântarea asta este spre slava numelui tău, pentru că a fost prima mormântare a unei persoane de bucăiți de la noi din sat. Și vreau ca oamenii să vadă și cum este o mormântare la bucăiți. Doamne, și dacă ninge, o să stea pe acasă. Și m-am rugat. Am intrat pe sub pod la Poiană, când am intrat pe sub pod de Șerofoș. Când am ieșit de sub pod la Poiană, cât trebuie pe urmă și se vede. Nu mai ningea. Păi m-am dus în Câmpina și așa și m-am rugat și am spus, te rog frumos. Începem, știam că la unul începea mormântarea. Te rog frumos, până la 400, să nu cade niciun fund. Nu poți să pui cu metru jumate. Și eu m-am rugat când m-am dus, nu mai ningea. Când am venit din Câmpina, nu mai ningea. Când am rugat la poliția, zic, nu, poate că ninge în Râgăneasa, poate că nu. N-am emis, știți la câte amins, fraților, la 4 dimineața. Eu mi-am ascultat rugăciunea și vă zic sincer, eu am făcut rugăciunea aceasta și încă îmi era teamă că când am văzut că Dumnezeu îmi răspunde, încă mă temeam că poate că nu este adevărat. Hai să trecem la un al treilea lucru. Da? Al treilea lucru, Dumnezeu face minuni după ceasul Lui. Amin? Amin. Noi vrem după ceasul nostru, dar nu face.
Că așa cum v-am spus mai devreme, poate trece cineva printr-o situație și noi ne rugăm, insistăm, plângem, postim. Dumnezeu nu intervine și persoana aceea, să zicem că moare sau a pierdut un examen sau ceva. Dar este, de ce așa? Pentru că Dumnezeu le face totuși după ceasul lui. Și acum a venit omul acesta 40 de ani la templu. Și a fost o zi în care Dumnezeu a intervenit. El tot venea și în anii ăștia, Hristos a trecut de mai multe ori pe aici. Asta este probabil, da? Dar Dumnezeu are calendarul său. Și vă spun, Dumnezeu tot ce spune, face. Chiar dacă întârzie mielul lui Israel, într-o zi, când va veni leul din Iuda și va răni, să văd eu pe unde se pitește Domnul Bill Gates și Fauci și toți ăștia și cu vaccinul lor și toate prostiile. Când va veni odată Hristos, să văd eu pe toți ăștia care sunt împotrivă, care nu au curajul să le jure cu mâna pe Biblie și care vor ca copiii la mine în școli să le vorbești orice tâmpenie numai despre Dumnezeu, să-i văd eu pe unde o să pot. Cum o să se facă cum așa? Acum, până în Paștele ăsta, este un filozof la mine în România, domnul Gabriel Ilicianu, și a spus niște bazaconii despre Domnul Iisus. Și eu l-am taxat într-un articol și când am terminat articolul, am scris, dar mă întreb de Paștele ăsta, domnul Ilicianu și Ic și Igor, mai vreau să dau un aici. Păi știi, ce ori sărbătorii de Paște? Adică să nu crezi în Hristos și să sărbătorești Paștele, mă înțelegeți? Ei, acum, am spus că Dumnezeul nostru ăsta care este prezent peste tot, intervine într-un ceas anume. Și el a fost un ceas anume când Dumnezeu i l-a dat Sarei pe Isaac și un alt ceas când i l-a dat pe cine? Da? Mai înainte știm că i l-a dus pe Ismael. Și a fost un ceas în care trebuie să vină fiul ăsta promis. A fost o vreme în care Dumnezeu a trimis profeți. Dar a venit o vreme în care la sfârșitul vremurilor, de fapt, l-a trimis pe Fiul Său în lume. Este un ceas al lui Dumnezeu. A venit un ceas în care Domnul s-a dus cu un înger, s-a dus între gardieni, pe unde era Petru, și l-a scos pe Petru afară de închisoare. Și sunt o mulțime, 16 gardieni se pare că erau acolo, sunt o mulțime de situații în care Dumnezeu intervine după ceasul Lui. De aceea trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere și să acceptăm că El intervine când este ceasul Lui. Și să-L mai așteptăm și cu nerăbdare și mai ales, știți unde e ceasul lui Dumnezeu? Ceasul lui Dumnezeu e aici când venim la biserică. De-aia David spune, mi se bucură sufletul în mine când se zice, haide, sau mă bucur când mi se zice, haideți la casa Domnului, da? Pentru că de ce? Pentru că face mai mult o zi în casa Domnului decât 1000 de zile, adică 3 ani în altă parte. Dar de ce mi se bucură sufletul mine? Pentru că la casa lui Dumnezeu mai pot să văd o minune. Pentru că la casa lui Dumnezeu mai există o speranță. Pentru că la casa lui Dumnezeu, da? De câte ori venim aici, Dumnezeu face lucruri grozave. Și Domnul să fie slăvit pentru aceasta. De aceea să așteptăm și să sperăm. Nu știu cât trebuie să așteptăm, dar știu că trebuie să așteptăm. Al patrulea lucru. Dumnezeu face minuni, da? Și produce schimbări. Și asta vreau iar să reținem. Acolo unde autoritatea sa este recunoscută. Nu? Dacă nu este recunoscută autoritatea ta. Și știți ce zic Petru? A spune așa. Aur și argint n-avem. Dar în numele lui Iisus Hristos. Asta este autoritatea. Da? Dar în numele lui Iisus Hristos. Ridică-te și umblă. În numele lui Iisus Hristos. Ești vindecat. Și s-a uitat la ologul acesta și a spus, voia lui Dumnezeu este să fii vindecat și noi știm asta și cu autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă ca slujitori ai Lui, noi îți poruncim, ridică-te! Vedeți, dumneavoastră spune, vine nu știu care, poate să facă exorcizări, cu tare se roagă, nu știu, și unii dintre noi, păi de ce nu putem să facem vindecări sau o minune? Pentru că, vedeți, noi nu, poate că nu credem, nu autoritatea mea dă nicio geantă contează aici. Și autoritatea lui Dumnezeu din ceruri, care locuiește în mine și care locuiește în dumneata. Și când te ridici cu curaj, cu îndrăzneală, când poruncești, când strici, să zicem, la duhuri, când te rogi pentru vindecare, de fapt, autoritatea lui Dumnezeu este cea care intervine. Domnul să fie slăvit că autoritatea aceasta ne-a dat-o și nouă. Și a întins mâna și este la fel ca și mâna aceea din Matei 28. Când Domnul a întins-o spre ei și a spus, iată că vă dau toată puterea să scoateți dragi, să călcați pe șerpi, să beți o travă, să... A zis, toate lucrurile acestea le aveți. Și Domnul a spus, voi aveți autoritate. Și noi trebuie să ne rugăm, Doamne, vrem să avem această autoritate pe care ne-ai dat-o. Și să folosim numele Lui cu toată autoritatea, da? Adică
pentru că spune, vi s-a dat toată puterea pe pământ, puterea care este și în cerul. Și Domnul a spus, mie mi-a dat Tatăl toată puterea din cerul și aici pe pământ și eu vă dau puterea mea vouă și voi mergeți cu autoritatea aceasta. Sunt pastori prin România, prin America, prin nu știu cum să vă zic, și se duc în Africa și vin oamenii aia pe rugăciuni cu cărucioare și când strigă în numele lui Hristos să vă vindecă, să nu iei cărucioare. Ăla în România nu e în stare să vă predică până la sfârșit. Și în Africa stau oamenii din cărucioare. Dar de ce în Africa se vindecă oamenii și în România? Vreți să vă spun de ce? Pentru că acolo îi se dă autoritate. Când se duce în Africa și îl vede un negru ăla, deci ăla a venit un, nu te duce că e român, a venit un alt, este reprezentantul lui Dumnezeu, este slujitorul lui Dumnezeu și omul ăla crede că, că albul ăsta poate să, poate prin rugăciunea lui, el se poate vindeca. Și când venim aici, mă întâlnesc cu oameni, zice, cine mă din cu geantul? Păi ajut la fotbal cu el, m-am tras cu el de șiretul. Cine mă dură, mă, pe el cunosc pădurul de nu știu cum. Fugi, mă, de aici, dar, dar nu mai vreau să zic, nu se supără acum doar că e prieten cu mine, nu am citat. Cine mă Cosmin, mă? Hai mă termină la ce, nu știu eu cine e Cosmin, mă, sau nu știu care. Și când noi ne rugăm, pentru că nu ni se oferă autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o, rugăciunile nu trebuie de tavan. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu că a dat autoritatea aceasta unor oameni și să credem și să ne rugăm ca oamenii aceia să lucreze cu toată autoritatea lui Dumnezeu. Nu-mi doresc cu autoritatea mea și cu autoritatea lui Dumnezeu din ceruri. Da? În Evanghelia după Luca ne vorbește la un moment dat despre faptul că Dumnezeu a trimis mai mulți oameni, 70 de oameni i-a trimis și a spus, voi veți face lucrări. Și au făcut toți oamenii 70 lucrări. Toți au făcut lucrări în numele Lui, dar după aceea, hai că au fost mai dezamăgiți și au rămas după aceea 12 și ăștia 12 au întors lumea prin autoritatea lui Iisus Hristos. Biserica are autoritatea aceasta și unii vin și spun, bă, dar ce tupeu pe voi, mă, n-am drăznit voi să spuneți, mă, păi n-ascultați, mă, de domnul Iohannis sau de guvernul, de Nicolae Ceaușescu. Dar ascultăm tot ce spune legea, dacă ei sunt cârmuitori, ascultăm, dar când e ceva în ceea ce privește Biblia și Dumnezeu și încalcă tot ceea ce spune aici, normal, că noi avem altă autoritate acolo sus în cerul. Nu provoc pe cineva să fie împotriva, Doamne, să nu vă gândi, și nimeni nu se gândește. Nu suntem împotriva celor care conduc, dar noi știm că ei sunt o autoritate peste ei, care este Dumnezeu. Și noi de Dumnezeu ascultăm și Lui slujim. Da, Domnul să ne dea puterea aceasta ca să putem să facem lucruri extraordinare. Și apropo de autoritatea asta, că unii zic, oh, păi stai mă, poate să aibă autoritatea asta numai cei care sunt păstori. Păi dumneavoastră știți că David s-a dus în fața lui Goliat și ăsta niciodată n-a fost pe câmpul de lupt. Ăsta săracul era în fiecare zi cu praștia în buzunar și trăgea numai după muște. Da? Că el prima dată trăgea cu plast, cu praștia, a zis, ia să văd, bă, nimeresc un copac. Și a tras cu praștia, poc, a nimerit copacul. Păi mă zice, ia să văd, pot să nimeresc ramura cea mai subțire din vârf? Și a nimerit aia. Păi m-a spus, ia stai puțin, dar pot să nimeresc acum când zboară o muscă sau o pasăre? Și am făcut antrenamente când a nimerit. Și când a venit Goliat, care era de cea mai până în două, dar mi-a zis că este vede, eu nimeream muscă, am să nu nimeresc asta. Și a uitat la toți soldații și a spus, măi, eu vin în numele Domnului. Și ce nu vii la mine cu ciomege, cu bețe și a spus, eu vin în numele Domnului pe care Domnul lege 40 de zile și Dumnezeu cu autoritatea pe care mi-a dat-o să te pună pe lume. Și l-a dus la Domnul. Pentru că s-a dus în numele lui Iisus Hristos. Pentru că s-a dus, de fapt, în numele lui Jehova și noi ne ducem în numele lui Domnului Iisus Hristos. Și El ne-a dat autoritatea să predicăm, să facem bine, să ținem piept celor care strică învățătura, celor care strică calea aceasta. El ne-a dat minte, școli, bani, ne-a dat în numele Lui. Noi ne ridicăm și mergem mai departe. În numele Lui poruncim ca să iasă demonii, în numele Lui poruncim să duhurile de curvie, de beție, de... în numele Lui Hristos, cu autoritate. Am fost undeva în Oradea și zice o familie care, eu am fără un pastor și o familie de pastori a predicostală, a baptiști. Și zice, nu veni și până la noi puțin că vrem să facem o rugăciune. Zic, mă, hai să mă duc. Și a venit un negru și a luat Biblia și a citit în Biblie și a spus, iată, eu îți dau orice loc în care îl va călca talpa picioarelor tale și a spus în casa asta, nu știu ce a fost înainte. Și uite așa trebuie ea călca să spune, Doamne, te rog, să spui scoate lucrurile de aici. N-am mai văzut niciodată chestia. Dar să știți că mi-a plăcut foarte mult. A spus, cu autoritatea lui Dumnezeu, ne rugăm ca în casa asta să nu mai fie niciun duh rău. Și ultimul lucru pe care vă spun în seara aceasta și
sper că nu v-am plictisit. Al cincilea lucru, Dumnezeu te umple cu putere acolo unde va primi slavă. Unii mă întreabă, de ce nu se vindecă cu tare? Nu pot să vorbesc eu un lucru cu Dumnezeu, dar Dumnezeu, acolo unde primește slavă, aduce vindecări. Când nu intervine, păi ce ai vrea, mă? Ai băut toată viața, ai fumat ca un nemernic, ca un tractor, dar 60 de țigări pe zi, ți-ai bătut nevasta, un doar sărac, nu-i stilor, nu-i un picior, nu știu pe unde, ai ajuns pe la spital acum, ai făcut că ai coșul de sobă cu tine în porți și vrei ca Dumnezeu să te vindece, dar tu să nu te pocăiești. Tu de ce să te vindești? Ca să te duci înapoi și să-ți faci iar nevasta, nu? Păi Dumnezeu spune, intervin, dar eu când intervin, slava mea va fi văzută de toți. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru chestia aceasta. În versetul 7 spune, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele și Biblia putea să scrie, zice, Biblia scrie așa, zice, a intrat în templu sărind și lăudând pe Dumnezeu. Biblia putea să scrie, ăsta s-a dus la muncă, ăsta de-abia aștepta să ducă acasă, ăsta de-abia aștepta nu știu pe unde, să ducă la noți, să alerge. Nu! Știți ce a făcut primul lucru? Că de-aia l-am pus. Primul lucru după ce a fost vindecat, a sărit în templu Dumnezeu de bucurie. A spus, am venit de 40 de ani aici, n-am crezut, dar acum cum e vindecat, toată lauda și cinstea și slavă să fie a lui Dumnezeu. Nu n-a pomenit pe Petru, nu n-a pomenit pe Andrei, n-a pomenit pe nimeni. A zis, toată slava este a lui Dumnezeu. Și îmi place că primii pași i-a făcut în templu și nu i-a făcut oarecum. I-a făcut cântând și lăudându-L pe Dumnezeu. Da. Și apropo, de când n-am mai intrat noi în biserică cântând și lăudându-L pe Dumnezeu? M-am dus aici la Nedelea la creștini după Evanghelie, într-o iarnă, duminica dimineață. Și frații erau acolo și am văzut că a venit o băbuță de vreo 90 de ani cu blăboarea, nu știu cum, era toată de furingine pe față săracă. Și când a intrat în biserică, a văzut cineva cu mașina, abia mergea așa și frații cântau o cântare. Când odată după ce a intrat pe ușa, a radiat de bucurie, a început să cânte, de la ușă a început să cânte. Deci a crescut inima în mine și a zis, uite, Doamne, ce înseamnă să te duci cu bucurie la casa lui Dumnezeu. Și noi tinerii am butonat telefoane, posaci, nu știu, venim noi mutăm un bunat aici. Dumnezeu să ne dea puterea ca să ne bucurăm. Bun, și apropo, vreau să vă mai spun ceva. Ce ziceți dumneavoastră? Erau evrei în templu. Erau evrei în templu în ziua în care Dumnezeu... Păi era plin templu de evrei și se bucura cineva. Niciunul nu era vesel, niciunul nu se bucura. Ba mai mult decât atât. Unii știți ce au spus? Ce l-a apucat pe ăsta? Ce are mă zmârcitul ăsta? Îmi spune mie cineva într-o seară, ce avem o femeie de tipa în halul așa? Păi de unde știi tu ce a fost în inima ei? De ce se roagă mă la tare? O femeie care se ruga mai tare la noi la biserică, vine cineva și spune, hei, oprește mai încet, că ai un duc de rugăciune care ne dezbină. Păi cum adică să te dezbine? Că tu țipi? Păi știi tu ce este în inima unui dumneavoastră și de ce cântă unitare? De ce plâng unii cu hohote? De ce unii se bucură? De ce? Păi ăla are o problemă care Dumnezeu a rezolvat-o sau are o problemă la care așteaptă și aia este intensitatea pe care se roagă. Și ăștia când au văzut în templu, bă, ce te-a ce ai, mă? În loc să spună, Doamne, slăbit să fii, că nu mai e proșos cu răbăjinea aia pe acolo, păi ei găsiseră, zic, bă, mai încet, taci din gură, că ne deranjezi în biserică. Da? Vorba unui copil. Un copil într-o zi făcea un puzzle în casă și intră taxul pe ușă și când intră, îi spune, tată, zice, ce faci acolo? Zice, mă joc de la biserică. Zice, tată, de ce? Păi zice, mă joc de la biserică și zice, să nu cumva să se supere frații pe tine. Fă liniște! Noi în biserică, nu zic să facem zgomot, dar în biserică facem zgomotul lui Dumnezeu care îi convine lui Dumnezeu. Și evreii ăștia au vrut ca să oprească lauda. Domnul să ne ajute să noi să nu fim așa. Să poruncim autoritar și să slujim în numele lui Iisus Hristos. O să ne apropiem acum de încheiere, pentru că poate că mai erau și alte lucruri să spun în seara asta. Dar să nu uitați, numele lui Dumnezeu este mai presus decât orice nume. Este un filozof care se numește, sau nu filozof, un creștin, care se numește Adler. Și acest Adler a scris o enciclopedie de 80 de volume. Doamne, cum fi avut să timp să scriu 80 de volume de alea versă. Și vine la un moment dat o ziaristă și îl întreabă, domnule Adler, zice, în volumul ăsta, zice, cel mai mare spațiu acordat e relația acordată lui Dumnezeu. Păi în perioada asta, acum, zice, să scrieți atât despre Dumnezeu? Și a spus, domnișoară, în afară de Dumnezeu, nimic nu contează. În afară de Dumnezeu, nimic nu contează. Tot ce am strâns în lumea asta, nimic nu contează.
De-aia vrem să-L avem pe Dumnezeu în inimă. A venit Petru și a spus, nu avem argint și aur, dar ce avem? Ce e cel mai bun lucru să ai suferit? Dumnezeu te poate ridica și să fii slujitor împreună cu noi. Nu vă mai spun și punctul 6. Știți ce s-a întâmplat? A început trigoană. Au venit preotul și a spus, ce mă? A început și Petru să-L ridice pe Iisus? A început ăștia care sunt în cale, ăștia zăpăciți, a început pocăriții, să schimbe pe alții. A început prigoană. Că să știți, când vine Dumnezeu și lucrează, cine vrea să lucreze cu Evlavie, n-are cum să scape să nu fie prigonit. Să ne ajute Dumnezeu să rezistăm. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta. Pentru că noi știm în numele cui slujim. Să ne ajute Dumnezeu ca întotdeauna să cum să zicem, când e vorba de satana, nu mai așa se face. În jos și când e vorba de Dumnezeu, în sus. A fost odată o femeie, nu mai știu cum o cheamă, nu pot să țin nici de informații, un medic. Și a venit, era creștină. Și a venit o fetiță care a fost foarte arsă. Și nu știa, trebuia să o opereze și nu știe. Și a spus, bun, și ce să facem? Și aici, cum? Și nu putem ca să-i punem piele și fetița nu știe dacă scapă. Și atunci femeia spune că și-a ridicat fusta și a spus anesteziei, fă-mi anestezie aici, că o să iau o bucată de piele de pe piciorul meu și o să pun peste piciorul fetiței. Ca fetița să scapă. A putut să facă chestia asta. Știți ce au făcut toți medici, toți asistenții, când doamna doctor principal, chirurgul, și-a luat piele de pe picior ca să pună pe piciorul fetiței? Toți oamenii au spus, Dumnezeu acestei femei este măreț și vrem să ne facem. Când a predicat Petru la Rusalii cu putere în curtea templului, s-au pocăit 3.000 de oameni. Și când Petru l-a vindecat pe un slăbănuc care stătea de ani de zile la Poarta Frumoasă, s-au pocăit 5.000 de oameni. Și preoții cei mari au venit și au spus, vrem să slujim lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, Hristosul ăla care a fost răstignit, care este hulit de preoți, care ne spune că a fost curat. Hristosul ăla e viu, e real și Hristosul ăla a intrat în templu și este din oameni și Hristosul ăla avea în mine voie de ea. Ăsta este Dumnezeu. Pretutinde, a fost la Poarta Frumoasă în urmă cu 2000 de ani și prezent în seara asta aici. Dumnezeu care vine, Dumnezeu care face minunat, Dumnezeu care eliberează. Și dacă ești aici și vrei ca Dumnezeul acela care face minuni și e prezent în toate lucrurile să-ți rezolve vreo problemă. Noi de-aia am venit la biserică în seara asta. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Nu știu care sunt problemele dumneavoastră. Poate sunt de natură, să zicem, sanitară, de boală. Poate că sunt de altă natură. Poate că te confrunți cu ceva păcate. Sau poate că sunt alte lucruri de care n-ai scăpat. Am vrea ca în seara asta Dumnezeu să se atingă de noi și să ridice toate problemele. Vreau să ne rugăm. Așa.